Topicul de astăzi vreau să vorbesc despre refacerea microbiotei intestinale în urma unui tratament antibiotic. De ce este un subiect foarte important? Pentru că astăzi în România consumăm de două ori mai multe antibiotice decât în urmă cu 10 ani. România se află pe locul 3 în Europa la consumul de antibiotice și pe locul 1 la rezistența la acțiunea antibioticilor împotriva stafilococului aureu. O altă consecință a consumului din ce în ce mai mare de antibiotice este infecția cu Clostridium difficile, care însumează circa 60% din infecțiile digestive. Această boală se caracterizează printr-un sindrom diareic sever și deshidratare. Ce se întâmplă după o cură standard de antibiotice de 7-8 zile pentru o pneumonie comunitară sau pentru sinuzită? Antibioticele, în afara efectului benefic asupra unei infecții, tind să omoare majoritatea bacteriilor intestinale, indiferent dacă sunt bacterii bune sau mai puțin bune. În general, după o cură antibiotică, mai ales cu un antibiotic cu spectru larg, majoritatea bacteriilor intestinale tind să moară. De aceea trebuie să ne preocupe refacerea microbiotei intestinale. În intestinul nostru există o luptă permanentă de supraviețuire, o biocompetiție pentru hrană. De aceea, prin intermediul nutriției mai ales, este bine să stimulăm bacteriile bune. Prin nașterea naturală, prin alăptatul la sân și mai apoi prin nutriție, fiecare copil își face o microbiotă personală. Curele antibiotice repetate din copilărie tind să favorizeze disbioza și să îi predispună pe copii la alergii, la astm bronșic sau la sindrom de intestin iritabil. Ce este de făcut? În primul rând, atât pe perioada curei antibiotice cât și după, este bine să consumăm cât mai multe alimente de origine vegetală. Legume, cel puțin 7 feluri de legume zilnic, fructe, semințe și cereale integrale. Acestea sunt pline de fibre care constituie hrana pentru bacteriile noastre. Ele au deci efect prebiotic. Dar în afara acestora putem să folosim și alimente probiotice, care au bacterii în interior, așa cum sunt alimentele fermentate, iaurtul, sana sau chefirul, sau alimentele murate. Ce alimente nu ar trebui să consumăm pe parcursul unei cure antibiotice și ulterior? Orice aliment care este bogat în grăsimi, orice aliment care este prăjit, orice aliment de tip fast food, orice aliment care are un conținut de zahăr rafinat foarte mare, cum sunt dulciurile, cum sunt biscuiții neintegrali, pâinea. De asemenea, trebuie să ne ferim de orice alimente cu aditivi alimentari sau cu îndulcitori în componență. Foarte important este că dacă luăm un probiotic, acesta să fie luat la 3 ore de la doza de antibiotic. După un tratament antibiotic, trebuie neapărat să iau un probiotic? Cele mai multe persoane, după un tratament standard antibiotic de 7-8 zile, vor fi asimptomatice. Însă unele persoane, după cure antibiotice de lungă durată, așa cum este uneori tratamentul cu doxiciclină sau tetraciclină pentru acne, sau după cure repetate de antibiotice diferite, vor suferi unele simptome care pot să fie chiar severe. Simptomele sunt de balonare, scaun de consistență redusă sau chiar diaree. Ce trebuie să facă aceștia? După o astfel de dietă de 2-3 săptămâni, ar trebui să începeți un tratament cu probiotice. Pe lângă tratamentul cu probiotice, este bine să oferiți cât mai multe fibre din alimentație, deci o alimentație bogată în legume, fructe și cereale integrale. Ce probiotic să aleg? Cele mai multe probiotice de pe piață conțin lactobacili și bifidobacterii. Însă este important ca, pe lângă acestea, probioticul să conțină și Saccharomyces boulardii. Acesta face competiție unui alt fung, și anume Candida albicans. Este foarte, foarte comună candidoza după un tratament antibiotic și cu ajutorul acestui probiotic veți putea scăpa de această problemă. Un alt aspect important este ca probioticul să fie de tip sporulat, adică să reziste la acțiunea sucurilor digestive din stomac și astfel să-și poată face efectul în intestin.
O cură de probiotice poate să dureze câteva săptămâni până la o lună. Important de reținut este că pe lângă efectul probioticilor, alimentația are rolul esențial în refacerea microbiotei intestinale. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, dați like și subscribe pentru a fi la curent cu vlogurile ulterioare.